Doamnelor, domnilor, sunt Anatol Urs, urmăriți Sfatul Țării, bună seara. Georgia merge spre NATO. Asta vrea în primul rând Georgia, asta vrea aparent și NATO. Iată deci încă un exemplu de stat post-sovietic pregătit să adere la Tratatul Atlanticului de Nord în pofida conflictelor înghețate pe care le are pe teritoriul său. Este un exemplu unic în acest sens și unul pe care conducerea Republicii Moldova l-ar putea urma dacă ar păsa cu adevărat de integritatea teritorială a Republicii și de cetățenii săi. Despre schimbările geopolitice din zonă pe care le poate genera acest gest al Georgiei, discutăm astăzi cu președintele Asociației Veteranilor Tira Stighina, domnul Anatol Caraman, și președintele Partidului Democrația Casă, domnul Costiuc. Bună seara, bine ați venit! Trăiască România mare! Doamne ajut! Georgia și NATO. Un combinare de cuvinte pe care până mai nu de mult ne-ar fi fost greu să o rostim, ne-ar fi fost greu să nu că să presupunem neapărat, dar să ne imaginăm o situație în care Georgia, în pofida conflictelor înghețate pe care le are, să ia o decizie atât de asumată, să-și asume calea spre NATO și la summitul NATO să se discute despre faptul că Georgia are într-adevăr o șansă să ajungă acolo. Domnul Caraman, cum apreciem acest deci, gest? Eu sunt un bun prieten a diasporii gruzinilor din Republica Moldova, cu Alexandru Caculea. Sunt foarte bun prieten. Atunci când ei au fost agresați, atacați, noi am susținut împreună cu domnul. Și a făcut conferință de presă atunci când deci am prezentat filmul August deci Vasmova. Deci am ieșit deschis, am ridicat masele în susținerea lor, am protestat împotriva ambasadei Rusiei, am încurajat gruzinii că suntem cu ei. Dar, deci este aici ceva, nu un mare secret care nu este clar pentru toți. Eu cred că este foarte clar de ce Gruzia a luat această atitudine. În primul rând, ei au făcut reforme și merg pe o cale de dezvoltare. Ne-au luat-o înainte, mult mai înainte. Și au o poziție corectă. Își dau seama unde se află și sunt cointeresați și sunt conștienți de securitatea lor națională. Că ea poate fi realizată și pot fi într-o siguranță numai în cadrul NATO. Și atunci îi pot apăra de Rusia. De unii singuri nu. Atunci noi am ieșit cu ideea că Rusia este una singură și dacă noi toți cei mici ne-am unit într-o forță unică și ne-am solidarizat împotriva Rusiei, atunci putem rezista. Și acești mici, acum nu-i târziu să realizăm această idee, eu cred genială, și țările baltice, și Ucraina, și Georgia, Gruzia, să fie pe înțelesul tuturor, că uneori mă întreabă, dar cine e Georgia? Păi este Gruzia, cea cunoscută istoric din cadrul Uniunii Sovietice. Și Republica Moldova, ne solidarizăm și toți să cerem într-o singură cerință pentru a adera la NATO cu susținerea țărilor baltice și cu patria mamă România Mare. Pentru noi este o altă oportunitate. Eu o văd real. Dacă oamenii noștri ar înțelege că noi suntem într-un pericol deosebit de grav și nu odată am venit cu dezvăluiri la conferință de presă, care pericolul ne paște? Ce face Rusia aici? Ce face spionajul rus pe teritoriul Republicii Moldova? Cum pregătesc unitățile? Deci, noi ne-am reîntregit cu patria mamă și noi suntem automat în NATO și în siguranță. Iată, noi avem o șansă mult mai mare, dar la noi mentalitatea și conștiința și mai este cultivată în spiritul nostru de propaganda și spălarea creierilor a Imperiului Rus, iată, la statea aceasta națională. Ne-au mai cultivat o idee a moldovenismului, a frăției rusești, care ei nu au avut loc niciodată, ei totdeauna și-au rezolvat problemele lor aici geopolitice și ne-au folosit, ne-au exploatat și nu numai aici. Vreau să vă zic că chiar să vorbim de războiul ruso-japonez 1904, 21.000 de moldoveni, o armată mare a fost mobilizată și folosită în acel război atunci. Noi am avut voi interes acolo, ce am pierdut cu japonezii, cu niponi? Nimic. E, din potrivă, azi sunt niște prieteni foarte buni și eu privesc adeseori în mass media câte proiecte le realizează și ne ajută pentru a ne dezvolta și a ne reforma și a ne reorganiza economic și financiar și a merge pe o cale corectă și a trăi mai bine. Deci, iată, aici sunt foarte multe de vorbit, argumentat, de ce noi trebuie să mergem în NATO spre și NATO. Să intrăm într-o această structură. Deci trebuie să trăim foarte bine și cu Japonia, dar ei este foarte departe de noi, trebuie să fim în bune relații, dar NATO este aici, noi suntem
practic parte componentă a NATO, fiindcă suntem parte componentă a țării mari românești, încă influențată de Rusia și suntem în statul Republica Moldova pe care noi singuri l-am creat pentru a ne salva de ruși. Domnul Costiuc, ce au georgienii și n-avem noi, de ei reușesc reforme, reușesc schimbări de guverne, reușesc iată să-și propună aderarea la NATO și să fie luați în considerație de NATO nou, ce nu ne ajunge? Din câte eu țin minte, eu eram prea mic pentru a-l cita acum exact unul din cântăreții noștri naționali, spunea dă-ne nou la moldoveni 100 de georgieni, 100 de gruzini pentru o eventuală revoluție. Da, este foarte firesc pentru că în ultima perioadă spațiul public, inclusiv din Republica Moldova, a fost captat de recentul summit NATO, de discuțiile din cadrul acestui summit, s-a discutat aderarea mai nou a Macedoniei la NATO și după un parcurs pe care l-a avut mai complicat din cauza neînțelegerilor de denumiri cu Grecia, dar au fost depășite, iar ultimele vizite ale președintelui american și toate declarațiile foarte dure legate din NATO, de finanțare, de extinderea către răsărit, pericolul rusesc, nu prea a fost darnic la declarație în ultima perioadă președintele american, dar de data asta a recunoscut în unul din interviuri că Rusia este un pericol pentru Statele Unite. Inclusiv a trecut la pericol și pe europeni, la care Donald Tusk a sărit imediat și a spus că noi suntem cei mai buni prieteni. Și vorbim acum strict de regionala noastră, ca să nu-i spunem, noi nu discutăm problemele globale, dar partea noastră de lume are un pericol iminent, care îl cheamă Federația Rusă, un copil rebel, care îi pus pe șotii și doar daune face în jur și nu-l putem liniști de unii singuri. Și să vedeți legătura cauză-efect dintre ce vorbim noi, războaiele deschise, purtate direct de către Federația Rusă. Noi vorbim în termeni foarte diplomați, copil rebel, dar este un agresor, un inamic, un dușman. Și uitați-vă ce s-a întâmplat cu conștiința națională, de care vorbea domnul Anatol. În 2008 a fost atacată Georgia, prin prinzi vesti, bombardată, invadată. Și vreau să vă spun că nici acolo nu erau atât de îndrăgostiți de ideea NATO, georgienii, pentru că spațiul informațional, propaganda, își are efecte nebănuite. Și oamenii chiar credeau că e mai bine fără NATO în munții lor. Dar după ce i-au invadat, au împușcat georgieni nevinovați, au cucerit sau recucerit, dacă vreți, două teritorii ale georgienilor, Abhazia vorbim și Osetia de Sud. Și practic au fost și recunoscute, dacă nu chiar mai încorporate. Și uitați-vă, conștiința lor națională s-a ridicat la 70% pro-NATO, când era sub 30%, nici nu mai știu exact, eu am citit astăzi, m-am documentat. Acum este undeva 70%, dar în pofida totuși există propagandă și acolo. Cât e de periculos NATO, că ei vin cu război, că acolo unde este NATO, acolo este război. Ei tot suferă și ei de propagandă georgiene. Uitați-vă al doilea exemplu. Al doilea exemplu elocvent este Ucraina. Și aici încă sunt mai aproape pentru că am prieteni ucraineni. Ei până în 2014 pro-NATO, în toate sondajele lor, erau în jur de 20% pro-NATO. Exact ca în Republica Moldova. Propaganda rusă era țintită spre ei, le explica cât e de periculos NATO ăsta, până au venit și au început să îi împuște pe ucraineni. Și s-a trezit conștiința națională peste noapte, că acum undeva peste 60% dintre ucraineni își doresc aderarea la NATO. Acum ajungem la Republica Moldova, că am luat-o pe filiera munți-munți. Noi avem războiul din 92. Am luat-o peste bot, au fost împușcați frații noștri, dar conștiința nu s-a trezit. Ce se întâmplă cu națiunea asta? Noi acum mai așteptăm un eventual război sinistru ca să ne trezăm și să înțelegem cât e de real pericolul rusesc, ca să vrem și noi să aderăm la comunitatea nord-atlantică. Și mă uit acum ce îi spune domnul colonel. Conștiința. Ei m-au uitat votarea lor națională de aderare la NATO. Au votat începând de la președintele țării, Gheorghe Kiriashvili, cum îl numesc ei, președintele Parlamentului, prim-ministru și 6 partide parlamentare, inclusiv cel mai mare partid de opoziție, partidul
să nu-i greșesc, Mișcarea Națională Unită, Partidul Unit. Chiar dacă era de opoziție, au votat toți pentru că luptele politice interne sunt lupte politice pentru putere, dar interesul național și pericolul extern este unul pentru toți. Ceea ce n-am înțeles noi încă. Și nu revin aici vedere, să vorbim de... Din punctul ăsta de vedere, ceea ce s-a întâmplat recent în Georgia seamănă foarte mult cu renumitul Pact Snagov pe care și l-a asumat România, și pentru că acolo toți s-au întâlnit toate partidele și au spus, indiferent de doctrina pe care o avem, de viziunile pe care le avem, ne asumăm plenar că mergem cu România către Uniunea Europeană, indiferent de cine urmează după asta la putere comparativ cu cei care erau. Eu am vrut ceva aici foarte important. Da, vă rog, domnul Caraman, după asta revin eu cu întrebarea. Deci eu cred că președintele Statelor Unite ale Americii a luat o atitudine foarte serioasă vis-a-vis de partenerii NATO și le-a făcut o observație absolut justificată și corectă în pericolul care vine din partea Rusiei. Nu poți cheltui mai puțin de 2% din PIB când ai așa un pericol și să te bazezi numai că iată Statele Unite este mai mare și este mai puternică. Deci le-a arătat din deget corect și le-a spus, băi fraților, pericolul este mare, trebuie de cheltuit puțin mai mult, fiindcă cu Rusia nu te joci. De ce? Fiindcă președintele Statelor Unite ale Americii este o persoană foarte informată. Serviciile de informație a Statelor Unite lucrează foarte bine și sunt bine pus la punct, cunoaște realitatea care este. Atunci când Rusia organizează manevre militare de masштаб, atunci când Rusia concentrează la hotarele de apus forțe mari militare, atunci când noi vedem și cei care cât de cât percepem ceva în arta militară, coloane întregi de artilerie rachetară, că numai care le-am numărat, filmate și postate pe internet, erau peste 300 de unități mutate pe o direcție. Deci aceasta vorbește despre ceva foarte serios. Acestea sunt arme pentru asalt, pentru ofensivă, pentru atac. Deci ei pregătesc de un război. Mie îmi pare că Rusia ceva pregătește foarte serios și de aceea președintele Statelor Unite ale Americii i-a atenționat. Dacă în anul 1941 nemții întârziau cu 2 săptămâni și nu loveau Rusia, eu sunt sigur că Rusia ajungea la Lisabona. De ce? Am calculat forțele și cândva eu mă abonam la revistele rusești Drujba Narodov și Znamia. Și atunci când a dispărut statul Uniunea Sovietică, aceste jurnale mai conform contractului și plăților, ele mai vineau și atunci ei socoteau că publică niște secrete a statului care nu există, care s-au distrămat, adică Uniunea Sovietică. Și au publicat situația și au publicat situația politică de la hotarele de vest, de est a Rusiei, unde au concentrat 4 milioane de armată regulată. Vă imaginați, de la Marea Baltică la Marea Neagră. Cea mai puternică armată din lume era la acel timp și cea mai numeroasă, înzestrată cu mii de avioane, de tancuri, și tancurile erau pregătite pentru ofensivă cu viteză mare, cu motoare americane, pe bază tehnică americană. În genere, tehnica rusească este pe bază americană. Dar mi-aduc aminte o singură cifră din publicația aceea care era concentrat la hotarul de apus, 34.000 de tunuri grele concentrate de la Marea Baltică la Marea Neagră. Deci, de ce nemții i-au învins după părerea noastră și după datele care îi le scriu, ei singuri scriu. N-au reușit ca să au adus efectivul, au adus tehnica, armele, dar nu au reușit logistica, muniția, alimentația, combustibilul și n-au dovedit să desfășoare în ordinea de luptă. Ăștia i-au luat prin surprindere și i-au lovit, ăștia nu aveau cu ce să răspundă și a doilea problemă care au avut-o, erau pregătiți numai pentru ofensivă, adică pe teritoriul altui stat, pentru expansiune, pentru cucerire. Deci eu cred că președintele Statelor Unite ale Americii este un om cu rațiune, deștept, informat. Și el nu e singur. I-a prea întâmpinat. Băi, fraților, trebuie să cheltuim o leacă mai mult, că avem un pericol. Deci, civis pace în parabelum. Vrei pace, pregătește de război. Și atunci NATO clar că își asigură hotarele în cadrul țărilor NATO. El a luat o atitudine corectă. După cum am observat, partenerii NATO nu s-au supărat. De ce nu s-au supărat?
fiindcă își dau seama că este pericol și își dau seama că nu cheltuie. Pentru că le-a fost spus un adevăr. Mai mult ca atât. Își dau seama că Ucraina a ars militar și politic numai din considerentul că Ucraina toți aceștia 24 de ani până în 2014 22-24 de ani nu a investit în apărare. Deci s-au dilăsat la situația cei care a rămas de pe timpul Uniunii Sovietice. Mai mult ca atât, au mai comis o greșeală. Ianucovici preluând puterea, deci a schimbat cadrele militare de orientare pro-rusă și unitățile nu au acționat deloc. Domnul colonel, dar aici e profund, decât să analizăm noi că deci, s-au înarmat sau nu s-au înarmat, dar ăștia sunt gata să-mi puști în frații lor, ucrainii deci, sunt frații lor. Da, dar eu vorbesc de ce ăștia nu s-au supărat, fiindcă cunosc ce s-a întâmplat cu Ucraina și își dau bine seama, poate să întâmple și cu ei. Deci, de ce? Iată, socot că Trump este foarte, foarte corect și noi trebuie să-l apreciem, el este foarte serios, nu poți fi în echipă și cineva să nu-și îndeplinească obligațiunile și misiunile și lui să nu-i poate fi făcut observații că nu cumva să mă părăsească. Vrei să fii în echipă? Trebuie să îndeplinești obligațiunile. Iată așa trebuie să fii în orice înțelegere, în orice tratat. Trebuie să îndeplinești obligațiunile tratatului NATO. Iată care. Aveți o replică. Da, nu era vorba de replică, pentru că atunci când vrei să înțelegi niște fenomene, e adevărat că te uiți înapoi în istorie, îți dai seama ce pe care vrei să-l vezi prieten, niciodată nu ți-a fost prieten, și tot timpul ai luat-o la bot de la el, și acum mass media și tehnicile militare s-au schimbat, domnul colonel. Acum ăștia ne atacă inteligent, cu dezinformări, cu provocări de alt ordin, neapărat strimată bombe când pot să strimită prin intermediul televizorului diferite prostii în cap și îi cucerești pe moldoveni care sunt gata mâine să întâlnească tancurile cu flori. Imediat, să întâlnească cu flori. Și uitați-vă că ultimele lupte care se dau pe flancul dintre Rusia și NATO a trecut în spațiu online, cibernetic, au fost atacuri cibernetice, au fost imixiuni în treburile interne, politice, dacă vreți, au fost finanțate partide politice, au fost finanțate mișcări extremiste. Și acum noi în Republica Moldova trebuie să facem delimitare clară și să vedem că în afară de tancurile pe care noi le așteptăm de la zi la zi, există tancurile nevăzute. Există tancul numit Dodon, există tancul Usatăi, acum mai nou unul e pro-european un tank, care ne tâmpesc de cap și acționează mult mai inteligent decât cu arma. Deci, astea sunt pericole pe care trebuie să le vedem. Doi, deci eu nu aș vrea să demonizăm sau să încercăm să arătăm doar partea negativă. Sunt de acord. Noi trebuie să vorbim despre faptul că NATO nu presupune doar un nene cu două rachete stătoare și cu cască în frunte. Nu, uitați-vă că NATO a venit și ne-a curățit ambarele de pesticide periculoase absolut, pentru sănătatea oamenilor. Mai de unăs le-au terminat într-un bun sfârșit de câți ani lucrează. N-au făcut-o alții. Și lucrurile să trebuie vorbit populației noastre că pericolul nu este vorba doar de pericolul armat, care s-ar putea să nu fie în următorii într-o 20 de ani, dar să fim cuceriți. Noi am vorbit la Unirea TV. Uitați-vă la atacurile cibernetice de care beneficiază ca și suport Republica Moldova, pentru că am citit ultimele noutăți. Sunt de acord. Și nu sunt doar. De acord. NATO presupune sistem de securitate și nu doar militar. Pentru că războaiele, mi se pare mie, trec pe alte fronturi acum, invizibile și mult mai periculoase. Absolut corect. Și de ce vin cu replica? Când îți împușcă un frate de-a tău, deci, înțelegi că și ăla e dușmanul. Deci, dacă îți tâmpești de cap și el sare la bătaie la tine, repet, la un pahar de vin și-ți explic că NATO e pericol, corect, atunci eu mă tem mai tare de dânsul decât sunt de acord. Deși al care vine cu arma în mână. Sunt de acord și la o emisiune anterior, noi cu domnul Ursu am discutat problemele astea anterior, dar încă o dată repet. Eu văd că se repetă perioada celui de-al doilea război mondial. Deci ce au făcut rușii atunci cu internaționala lor? La fel au spălat creierii europenilor. Internaționala a publicat vreo 50 de ziare care dezorganiza administrațiile politice a statelor europene. Le-au contrapus una contra altuia. Deci ei și acum încearcă. Eu sunt de acord. Deci despre asta numai n-am vorbit, am vorbit puțin mai scurt. Noi de mult suntem în luptă pe teritoriul Republicii Moldova. Cea mai periculoasă armă care există nu e arma hidrogenică sau atomică. Nu. Este arma spălarea creierilor. Propaganda. Informațională. Deci atunci când tu ai demoralizat o unitate națională,
Și ei văd că e liberator? O iei cu mâna goală ceea ce au făcut ei în Crimeea. De ce aș vorbesc? Că europenii au însușit lecția, deci nu, până la, nu atât de serios și de ce le-a făcut Trump observații, iar georgienii au însușit lecția. Le-a fost destul, iată, cu Osetia, atacul, ăștia s-au pornit spre Tbilisi și aproape, dacă nu se implica NATO, țările Uniunii Europene și nu prin o presiune pe Putin, el ajungea și cucerea și Tbilisi. Deci georgienii își dau seama. Dar Republica Moldova aici puțin este, puțin altfel. Să ne aducem istoric aminte, eu sunt mai în vârstă, într-un fel cumva Georgia a fost privilegiată național. Ei cumva erau în cadrul Uniunii Sovietice, cumva mai așa, mai stăpâni. Se vede că vine de la Stalin. De la Stalin. De la reprezentantul lor și secretarul general al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, care a fost stăpânul, dictatorul principal în viacul lui, în perioada lui de activitate în cadrul Uniunii Sovietice. Deci ceva ei au avut s-au păstrat mai bine ca noi. Deci georgienii nu au fost atât de dur deportați cum am fost noi. După războiul ruso-turc 1774, pun protectorat dintre Prut și dintre Nistru și Buc. Dar după 92, în genere ocupă acest teritoriu. Ce se întâmplă acolo? Dați să facem o mică analiză. Deci toată populația românească care era acolo, locuia acolo împreună cu cea tătărească și niciun rus în pomină nu era acolo. Deci au strămutat și au înlocuit cu slavoni. Iată ce au făcut din noi. Deci de aici au deportat, deportările care au fost, foamea care a fost organizată aici, presiunile, împușcările. Deci noi am suferit mult mai mult ca ei. Și atunci, și domnul Caraman. Și deci aici s-a promovat și o laștate națională. Cel care nu știe carte era primar în sat. Deci aici au folosit diferite metode asupra noastră. Și atunci întrebarea mea, domnul Caraman. Și totdeauna noi ne-am păstrat mai bine ca ei, suntem mai tari. În pofida tuturor presiunilor, vedeți că noi am reușit, stăm bine în poziții, luptăm. Întrebarea mea rămâne valabilă, cea pe care am adresat-o domnului Costiuc. În cazul ăsta, ce au georgienii și nu avem noi dacă ei au fost mai feriți de pericol de către noi, mai puțin îndurerați, mai puțin aspriți și oricum ei fac pasul înaintea noastră. Păi mai puțin au fost, acum au însușit lecția, dar au rămas cu o conștiință națională în urma, deci noi, conștiința națională a suferit în Republica Moldova și deci mai mult a fost nimicită de Imperiul Rus decât în Gruzia. Mult mai mult a fost nimicită. Deci au reușit până la urmă. Nu definitiv. Cel mai dur ne-au lovit pe noi. De ce? Pentru că noi ne aflăm într-o altă zonă geopolitică, direcția Bosfor, Dardaniele, Balcani. Și aici ei au avut un mult mai mare interes decât la Caucaz. Uitați-vă, uitați-vă la moldovenii noștri care se bucură că ucrainenii sunt împușcați. Și să vedeți explicația la ceea ce vorbim noi astăzi. Eu cunosc o serie întreagă de moldoveni cu care mă întâlnesc în toată ziua, care nu știu deloc limba rusă și care se bucură că rușii i-au atacat pe fașiștii de ucraineni. Asta și e explicația la tot fenomenul. Cum poți să te bucuri când știi că alături e un stat vecin în război cu un alt stat? Și nu trebuie să te intereseze decât faptul că tot statul și ala ți-au atacat frații tăi ceva mai devreme. Și tu te bucuri că acum ucrainenii mor. Eu am văzut o serie întreagă de oameni. Și iată, ăștia sunt anti-NATO, anti-UE și sunt moldovenii noștri. Frații noștri care majoritatea dintre ei abia leagă trei fraze în limba rusă. Că între ei vorbește ca vaca la știr în rusă. Și întrebarea, ei a cui patrioți sunt? Și iată aici revenim la cartea pe care o are înainte domnul colonel, care vorbește... Despre asta discutăm în partea a doua, trebuie deci, să luăm o pauză. E în context domnul Ursu, despre ceea ce vorbește știu, colegul din emisiune, da, bine, da, rău, dar el e în context, de ce noi nu reușim? Începem partea a doua cu cartea, neapărat. Da. Luăm o scurtă pauză, rămâneți alături de noi, că se anunță o discuție interesantă. Am revenit, doamnelor și domnilor, îi promiteam domnului Caraman, de fapt nu promiteam, doar menționam înainte de pauză, pentru că doreați neapărat să menționați despre ceea ce este notat în carte, vă rog mult, ca să nu spuneți cumva că încerc să vă abat de la discuții sau anume de la acest fapt. Deci toată lumea trebuie să cunoască, poate că în ultimul timp mai puțin activăm împreună,
mai mult separat, uneori chiar și împreună, dar mass media nu publică. Deci Vasile Costiuc este un prieten al meu. Face parte din tânăra generație a anilor mai trecuți, când erau comuniști la putere, și este unul dintre tineri care cu noi, împreună cu Asociația Tir Răstighina, opunem rezistență dură anticomunistă. Deci suntem prieteni, dar ne contrăm la unul și sunt foarte satisfăcut ca opoziție, sunteți tineri, ați intrat în esența evenimentelor așa cum trebuie. Și sunt foarte bucuros că domnul Costiuc apreciază pericolul nostru real care ne înconjoară. Aceasta este opinia publică. Și dacă noi am scăpat de sub control opinia publică, dar opinia publică depinde de educație, cum pregătim noi tânăra generație. Și noi credem că la ziua de azi este foarte scăpat acest compartiment atât de important, educația tinerii generații, în spiritul național patriotic. Și eu mă bucur de aceea că o mare parte, o grupă serioasă a ofițerilor Ministerului de Interne conștientizează acest lucru, conștientizează Academia de Poliție a Ministerului de Interne. Deci noi personal, Asociația Tir Răstighina, care este formată din trupele de carabinieri, rezerviști și în retragi veterani de război, deci conlucrăm cu Academia de Poliție și acum sunt elaborate mai multe publicații practico-științifice. Și una din ele, din aceste publicații educative, o am acum la această emisiune și se numește Tradiții Militare în educarea normelor de drept și în formarea conștiinței naționale. Iată, o prezint această carte, autorul este Chircă și domnul Carp. Eu recomand să o citească toți și o să rămâneți uimiți și impresionați cum trebuie să pregătim tânăra generație, cum trebuie să educăm patriotismul. Deci o să-l rog pe colegul meu, pe domnul Costiuc, să citească numai ultima frază din această carte și va fi pe înțelesul tuturor ce conține aceste tradiții militare, această lucrare practico-științifică care trebuie să o aibă, eu cred că fiecare profesor și comun eu, dar ca să o înțelegi trebuie să o citești toată cartea, pentru că o frază nu poate să... emisiune și eu îl rog ca să nu spun că eu ceva am inventat. Poate trebuie să facem și o emisiune în care să citim din cărți. Da, din cartea aceasta și invităm. Nu doar aici, și de la... și nu numai aici, aș să venim să o discutăm și să vedeți și toate aceste cărți. În acest context vreau să spun că Academia a participat la comemorarea 200 de ani, îmi cer scuză, nu-mi iese din cap 200 de ani de ocupația Imperiului Rus. A participat la comemorarea Marelui Voievod Ștefan cel Mare la 2 iulie la Putna, cu garda de onoare care s-a prezentat extraordinar de frumos și a fost salutată de toți românii de pretutindeni. Vorbesc nu numai din România, statul România, dar românii de pretutindeni din toată lumea au venit unde sunt români și toți acolo aplaudau și strigau: ăștia sunt românii noștri de la răsărit care ne apără de veacuri cu sabia în mână de invazia tuturor, Ștefan, de la cetăți. Da, de toți barbarii. Orchestra militară a Ministerului de Interne, a trupelor de carabinieri. Asta și este. Deci s-a prezentat deosebit. Și la care televiziune o arătat național? Păi o arătat. La noi, în Moldova. La noi, personal, m-am văzut la posturi naționale. Da, din Republica. Da, ne-au prezentat pe noi, pe veterani care eram în uniformă acolo. Au prezentat, deci, efectivul activ, o emisiune atât de patriotică, eu am rămas uimit. Deci lucrurile se schimbă și atunci când noi în cadrul Consiliului Unirii vorbim și am elaborat și un program de, că trebuie să obonizăm structurile de forță, păi asta își face acum Ministerul de Interne, se apropie de Ministerul de Interne din România, Armata Națională cu forțele armate din România, păi și normal. Vrem să intrăm în NATO, cum să intrăm? Ne apropiindu-ne, ne pregătindu și ne făcând cunoștință. Deci, nu, vreau să le arăt, doar dacă dumneavoastră tot și am vorbit, da, că am crezut că să faci un citat dumneavoastră. Dacă nu, tot dar eu vă rog dumneavoastră să faci. Tradiția militară în edificarea normelor de drept și în formarea conștiinței naționale. Conștiinței naționale. De asta și vorbim, de conștiință și de educație. Nu, aici e o frază generală foarte simpatică. Aici, acasă, a luat ființă neamul românesc. Aici, uniți, am luptat și ne-am afirmat în istorie. Aici, în unitate.
s-au făcut cele mai frumoase realizări. Și cu siguranță, în unitatea neamului românesc, mai avem un cuvânt de spus. Mai avem viitor. Și aici vreau ceva să comentez. Atunci când... Nu știu cine a scris-o, dar Chișinău 2018. Prietenul meu, Vasile, a spus că am luat la bot în anul 1992. Deci în această frază este tot conținutul de la acel timp. Atunci am fost uniți și le-am dat repostă. Deci atunci când suntem uniți, noi suntem puternici. Și chiar și acel mare începe să socoată și să ne respecte. Domnul, dacă îmi permiteți, eu vreau să aduc în discuție totuși tema noastră, NATO și elita politică, care decide, de fapt, sau trasează, mai bine zis, direcțiile de dezvoltare și prin politicile sale, iată de ce vorbim și aici, trezesc cumva conștiința națională. Stimați prieteni, Georgia a votat în unanimitate o decizie istorică de aderare la NATO. Eu acum vreau să vă întreb pe dumneavoastră. Iată, noi avem câțiva demnitari înalți în Republica Moldova. Și o luăm de la vârful piramidii, președintele țării. Este pro-NATO. Antinațional. Doi, președintele Parlamentului. Întrebați-l, vă rog, cei care sunteți din presă. Este pentru pro-NATO. Sper să avem vreodată ocazia să-l întrebăm în acest platou. Doi, Filip, să presupunem că aceștia ultimii doi sunt din același partid de guvernare care tot timpul a vorbit de limba moldovenească și s-au frit de fiecare dată de limba română și nu mai vorbesc de unire și nu mai vorbim de NATO. Iată, trei demnitari înalți, oficiali, vorbim de oficiali, partea oficială. Acum, pe ultima perioadă de timp se profilează la Chișinău un nou lider pro-european, între ghilimele, Năstase. Întrebați-l pe ăsta care se declară pro-unionist, pro-european, că deja mă tem să spun altceva. El, ce poziție are față de NATO? Care este poziția lui personală și a grupului pe care îl reprezintă? Este pentru NATO, împotriva NATO? Ca să putem înțelege în continuare unde mergem. Nu mai vorbesc de unire, nu mai vorbesc de unioniști, nu vorbesc de lucrul ăsta, vorbesc strict că acei care se declară pro-europeni trebuie să fie prin definiție pro-NATO. Începând de la guvernare, și vorbesc de ultimii doi demnitari, dacă tot domnul până acum și-a făcut de cap și tot timpul a fost doamnă de compania lui Putin, dar demnitarii noștri, președintele Parlamentului, se declară pro-european și direcția de dezvoltare a țării pro-europeană, prim-ministru Filip, tot e pro-european, nu? Și opoziția reprezentată de aici doi, tot sunt pro-europeni. Și atunci, dacă ești trei mari pro-europeni, nu sunt pro-NATO, întrebarea mea firească este, pe cât sunt de pro-europeni atunci? Dacă ei mint. Deci aici trebuie să facem o parte. Dar nu există pro-europeni fără aderare la NATO. Aici nu sunt de acord cu să vorbească bărfim. Deci, într-adevăr, ei sunt pro-NATO și pro-europeni, participă la toate activitățile NATO, trimit armata în pofid de Dodon, a luat o atitudine radical, diametral opusă. Deci ei au îndeplinit înțelegerile, toate actele semnate. Exerciții au avut loc și tipul Voronin. Deci Voronin nu a fost atât de dur anti-NATO. Și noi știm că Voronin în 2006, el a venit cu inițiativa ca să schimbăm cursul și s-a votat în Parlament pro-european. Dodon, și primele exerciții Dodon și Voronin sunt două lucruri diferite. Deci Dodon, Voronin ceva a făcut pro-rusesc, cumva era mai moderat, dar nu era atât de radical, atât de antinațional cum este Dodon. Voronin niciodată nu s-a dus să pună flori la cei care ne-au atacat și ne-au împușcat și să ne spună că cereți-vă scuză. Din potrivă, el era să ținem o politică moderată față de Rusia și el este cel care a venit în Parlament și a venit cu inițiativa de a vota vectorul european. Și aici iar nu putem să bârfim. El iar mâine ar scoată filmulețul care îl ține în safe și o să-l pun și o să-l arăt. Ia uitați-vă, eu am făcut asta. Dar voi acum nu puteți realiza niște ceva, niște mărunțușuri mici. Deci nu putem să criticăm acolo. Noi, unde ei au greșit, trebuie să arătăm că au greșit. Unde fac lucruri bune, trebuie să arătăm că fac lucruri bune. Deci vizitele primului ministru în Europa, președintele Parlamentului, noi nu putem să nu le salutăm, să nu spunem că sunt bune. Noi trebuie să vorbim. De ce ei nu vorbesc mai pronunțat, mai clar ce trebuie să facem. Fiindcă ei sunt conducătorii noștri actual. Ne plac sau nu ne plac. E clar că eu vreau să am un conducător unionist. Dar cât le trebuie? E clar că în campanie electorală... Domnul meu, tot respectul. Dar lor cât le trebuie? Noi am participat la alegeri partidele unioniste. Dar în momentul când ei sunt și s-au declarat, trebuie să punem presiune pe ei. Au trecut acum și 10 ani de când s-au schimbat guvernarea din 2009. Deci trebuie să punem presiune pe ei ca ei să pronunță clar că vrem în NATO și în UE. Iată ce trebuie să facem. Eu îmi dau seama că să fim în opoziție și să criticăm guvernarea,
să ne dăm cu părerea, e mult mai ușor decât să fii în vârful piramidei și să conduci și să vezi realitatea cât e de dură. Eu înțeleg problema transnistreană, eu înțeleg cât e de greu să negociez cu structurile europene și cu structurile nord-atlantice, având o problemă, practic, un conflict deschis care în orice moment poate să izbucnească din nou, cu orice pretext. Eu înțeleg cât e de greu, dar în 10 ani, în 10 ani, că la anul se împlinesc 10 ani de când am schimbat guvernarea, da, să nu te apropii, să nu-i vorbești clar despre valorile naționale, despre conștiința națională, pentru că în 10 ani erau educați o generație întreagă. Aici care au acum 18, acum 10 ani aveau 8 ani, intrau abia la școală. Și acum deja intră în sistemul de vot. Aceștia trebuiau să aibă conștiința dezvoltată, clară, cu toate că eu nu pun la îndoială că cei care sunt mai aproape de generația noastră sunt mult mai conștienți de realitățile și de valorile noastre românești. Eu vorbesc despre cei care ne duc din nas și se prezintă pro-europeni și se fofilează doar să ajungă la treiuca puterii și în declarații sunt pro-europeni, dar în realitate nu sunt nici pro-europeni, nici pro-români, nici pro-NATO și probabil nici pro-Rusia. Ei sunt pro-buzunarul lor. La o emisiune anterior cu domnul Ursu noi am discutat și am dat o analiză și am vorbit că au trecut din 90 până acum 28 de ani și noi batem pasul pe loc și cei care au venit pe valul mișcării de eliberare națională, noi pe urmă am depistat că ei sunt spioni ruși și ne-au dus în altă direcție, ne-au mințit și ne-au prostit. Urlau în gura mare Unirii Frați Români și acum stă cu Dugin și ne fac propagandă și ne fac educația tinerii generații. Aveți perfectă dreptate. Iată aici, în 10 ani de zile de educație, nu s-a făcut nimic. Deci, de ce nu s-a făcut? Și aici trebuie să vorbim de ce nu s-a făcut. Dar ce au făcut comuniștii? Când au venit comuniștii la putere, Stepaniuc s-a implicat în învățământ și a spus că noi trebuie să creștem generația noastră moldovenească. Și cu părere de rău, și ce au făcut? Au introdus istoria integrată, au creat condiții pentru profesorii și pentru grupările antinaționale ca să poată promova materiale care spală creierii. Și nu toate școlile din Republică, eu chiar într-o școală moldovenească, așa numită, de limbă română, mă duc la 2 martie pentru a petrece o lecție patriotică, militaro-patriotică. Și această școală este în Chișinău, că am avut o discuție și cu profesoara de istorie de acolo. Deci copiii cei erau antinaționali. Antinaționali, antirepublica Moldova. Ei vorbeau de Rusia. Deci ceea ce vorbea Stepaniuc când ei erau la putere, ei au realizat în acei 9 ani care s-au aflat la putere și au făcut multe lucruri rele care trebuiau combătute de după care trebuiau combătute între acești 10 ani de zile, nu niciun fel de civilizație, științific, de arătat și argumentat cum este, fără că mari descoperiri contemporane. Depus lucrurile istorice așa cum au avut loc, așa cum facem noi. Să le arătăm cum ne-au dus în Siberia, cum ne-au creat genocidul, foamea, să le arătăm cum ne-au împușcat, cum ne-au exilat, să le arătăm cum ne-au dus la diferite războaie la care noi n-am avut, ce am pierdut noi în Angola, ce am pierdut noi în Vietnam, ce am pierdut noi în Afganistan, ce avem noi cu țările cele care s-au făcut peste 7 mări distanță de la noi. Deci să arătăm toate lucrurile astea, să le arătăm cum a falimentat Uniunea Sovietică și cât era viața de grea și cum era deficitul și nu stăteai în rând la o mașină 10 de ani de zile și cum îmblai în niște pantofi cu talpa de cauciuc groasă și după niște bluji deficit puteai stai la pușcărie. Toate lucrurile astea trebuiau prezentate și arătate și făcute în comparații și educat o tânără generație. Eu de asta vorbesc. Eu vorbesc de dumneavoastră le-a spus că ei se trebuia duc de arătat, iată cum e în tradiție militare, că noi nu suntem trenchea-lenchea, dar suntem un popor dumneavoastră cu o devenire istoric adâncă. Lucrul ăsta nu s-a făcut. Mai deci, mult dumneavoastră ați luat apărare la băieții ăștia de la guvernare, nu eu. Deci, foarte mult l-am apărat, Filat, foarte mult l-am apărat eu... pe Ghimpu și doar țineți minte când sunt primărie de comuniști și la bătaia aceea când comuniștii săreau asupra lor să-i dea afară din primărie și noi n-am permis și după asta venind, deținând puterea politică administrativă în stat, n-au făcut nimic. Eu recunosc și recunosc undeva și vina mea și a echipii care conduc și a echipii care ai fost și care ești. Adă-ți aminte cât i-am susținut noi atunci și de tare Noi de fiecare dată, 27 martie, stăteam la izolator. Eu acum vreau să vă spun altceva. Iată, deci, dar iată... Aveți, înțeleg că aveți amintiri plăcute de la fiecare. Dar iată s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Problema e în altceva. Iată, noi acum câțiva ani zile la
Chișinău am avut deschis un birou de informare, un centru de documentare NATO la care am participat la deschidere. Am vorbit, sunt diferite cărțulii, diferite documente strategice, diferite acțiuni pe care le-au întreprins în diferite zone. Unii s-a demilitarizat zone întregi, unde au fost conflicte militare, unde au fost extrasă sau lichidate mini, câmpuri întregi de mini, pentru că misiunile NATO sunt mult mai ample decât pe care le înțelegem noi în gust. Ele sunt de binefacere. Un birou de asta NATO, de documentare, a fost deschis la Chișinău. Dar acum, ca să facem diferență, s-a discutat enorm de mult. Costiu, s-a discutat de deschiderea unui birou. De binefacere. Eu am înțeles lucrul ăsta, trebuie să spunem. Da, trebuie spun să spunem. La centrul de documentare care se afla pe Bănulescu Bodone la Universitatea de Stat, puteai să găsești informații utilă pentru a înțelege care sunt activitățile și care este misiunea NATO. Poți să o găsești și pe net, dar pentru persoanele mai etate care nu se pot folosi de calculator, pot să meargă să citească, este deschis tot timpul. La Chișinău, în ultima perioadă, se discută foarte mult despre deschiderea unei reprezentanțe sau un birou de legătură, așa se numește el în terminologia politică. Ce înseamnă birou de legătură? El are mai mult o funcție tehnică decât politică, de coordonarea mai mult o reprezentanță, pentru că reprezentanța are și OSCE-ul la Chișinău, pot să vă aduc aminte, și anumite substructuri de la Organizația Națiunilor Unite. Nu mai vorbesc de delegația Uniunii Europene. Toți au reprezentanțe. Iar centrul ăsta, biroul ăsta de legătură, este un centru de comandă, dacă vreți, de consultare tehnică. Cel mai apropiat birou, la noi s-a promis în decembrie 2017 că va fi deschis, dar nu știu din care considerente, tot s-a lungit și nu s-a mai deschis acest birou. Am văzut multe dispute în societatea noastră, cu toate că eu consider că este necesar și era necesar să fie deschis atunci când s-a promis. Cel mai apropiat birou de legătură este la Belgrad și în legătură cu Kosovo. Dar unul din cei, și puteți spune, iată, ca exemplu, un birou de legătură în Djibouti, un stat mic african care coordonează luptele antiteroriste. Dar, Dodon, luptă împotriva, că noi să nu avem aici niciun birou micuț. Da, a fost atunci când vine vorba de deschiderea centrului din El, încă biroul ăsta e suspendat, nu este deschis din câte am documentat astăzi, dar este necesar și atunci guvernarea, dacă ar fi cu vână în ea, pe ultima sută de metri, măcar atâta lucru ar putea să fac, să deschid un birou de legătură, pentru că este oficial, reprezentant. Și atunci vă aduc aminte frazele spuse de Stoltenberg, șeful sau secretarul general NATO. Da, le-a spus georgienilor, chiar dacă a fost promis și în la reuniunea de la Varșovia, au avut așteptări georgienii, pentru că am citit astăzi comentariile experților în arta politică și arta militară din Georgia și spuneau că noi am avut așteptări în 2014, nu s-a întâmplat. Am avut așteptări acum de la summitul acesta NATO, summitul de la București care a fost, nu s-a întâmplat. Dar Stoltenberg astăzi, alaltă ieri când s-a finalizat lucrările, le-a spus-o deschis georgienilor. Veți fi membri NATO mai târziu sau mai devreme, veți fi membri NATO, pentru că vine dorința și doleanța vine deschis de partea lor. Eu tare mi-aș fi dorit să aud de la Stoltenberg la această reuniune: moldovenilor, veți fi partea NATO. Veți fi partea NATO. Dar dacă voi nu vă doriți lucrul ăsta, cum să fiți partea NATO? Apropo de asta, inclusiv replica reprezentantului Rusiei la adunarea generală a ONU, acolo unde s-a votat rezoluția privind retragerea trupelor străine, atenție, străine, nu rusești, nu de ocupație, a trupelor străine de pe teritoriul Republicii Moldova. Asta a fost pledoarea reprezentantului rus. A spus, da, cum noi să votăm aici pentru retragere, dacă inclusiv au un președinte care nu știe dacă vrea sau nu să fie retras. Ei joacă lucrul ăsta. Da. Dar apropo de declarația pe care ați menționat-o, noi avem pregătit. Eu cred că aici guvernarea a fost foarte sincer, vă rog, și a venit cu această inițiativă la ONU. Aici este corect, dar noi avem un pripor. S-a menționat despre, da, discutăm imediat despre asta, dar s-a menționat despre faptul că le s-a spus expres georgienilor că vor fi membri NATO. Avem un scurt material, doar un minuțel. Da, îl urmărim, da, după care revenim. Vedem materialul, revenim imediat. Georgia va adera la cea mai mare alianță în domeniul securității în pofida unor ambiții separatiste în această fostă republică sovietică, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Georgia va deveni un membru NATO, a spus oficialul în a doua zi a summitului organizat la Bruxelles. We fully support Georgia's Euro-Atlantic aspirations. Georgia will become a member of NATO. Allied leaders reaffirmed this yesterday
and we will continue to work with you to prepare for membership. We are impressed by the progress you are making on reforms and encourage you to continue. Cei 29 de membri ai Alianței Nord-Atlantice susțin integritatea teritorială a Georgiei, inclusiv suveranitatea sa în regiunile separatiste Abhazia și Osetie de Sud. Rusia a purtat un război fulger cu Georgia în 2008, care a condus la declararea independenței în cele două regiuni. Moscova susține de atunci financiar și militar cele două regiuni separatiste. În pofida unei importante contribuții georgiene la operațiuni NATO, Alianța este puțin probabil să invite țara să adere înaintea soluționării conflictului înghețat în cele două zone. Acesta a fost materialul. După cum am și remarcat pe parcursul derulării, s-a spus că Georgia va deveni neapărat membru NATO. Susținem și apreciem efortul și progresul pe care îl înregistrează Georgia în acest sens. Dacă avem câte un scurt comentariu la ceea ce am urmărit acum, pentru că se apropie iarăși următoare pauză și n-aș vrea să trecem la următoarea parte a discuției, doar dacă pe scurt putem comenta declarațiile care au fost făcute. Nu avem nici comentarii decât să-i felicităm pe georgieni pentru curajul, determinarea și conștiința trează națională de deplasare sau spre civilizație, dacă vreți, și să regretăm poziția noastră șovăielnică a Republicii Moldova și cu articolul ăsta din Constituție care prevede că suntem stat neutru cu armată de ocupație pe teritoriu, dar suntem stat neutru și din considerentul ăsta vedeți ce înșipate președintele. Să rămânem neutri, să rămânem neutri. Dom'le, neutru înseamnă că nu avem dreptul sau nu mergem spre niciun bloc militar și suntem neutri cu armă, cu armată de ocupație în casă. Asta e o crim împotriva națiunii și lucrul ăsta trebuie să vorbit clar pentru toată suflarea românească și moldovenească de pe pământul ăsta, că tot ce s-a întâmplat până acum și tot ce face înalții demnitari de stat în numele statului, în numele poporului, este o crimă împotriva națiunii. Noi trebuie să fim clari, dacă avem decizii internaționale care vorbesc clar despre retragerea trupelor ruse de pe teritoriu și noi ne fofilăm și ne acomodăm cumva în mizeria noastră și ne facem că nu vedem că avem o armată de ocupație, că ne-au băgat pe gât un articol ilegal, neutru. Ce înseamnă neutralitatea Republicii Moldova, domnule? Da, aș vrea eu să fiu în vârful muntelui ca elvețienii și să mă țin neutru. Să am un sac de bani și nu mă interesează absolut nimic. Dar neutralitatea este valabilă atunci când ți-o garantează celelalte state, când ți-o recunosc celelalte state. Ori noi avem neutralitate doar menționată de către noi. Vedeți că fac trimitere la ea. Deci pentru a se dezice de arma nucleară Ucraina, Rusia i-a garantat securitatea. Nu doar Rusia, acolo au garantat. Deci Rusia în primul rând. Eu vă întreb. Rusia s-a ținut de cuvânt și nimeni nu-ți va ține dacă tu nu-ți vei asigura singur securitatea și nu vei fi conștient că la un moment potrivit cel mai puternic te va înghiță. Deci, dar nu putem să devenim ca coreieni să facem bombe atomice, nu ne duci capul. Prostia națională a securității naționale Republicii Moldova este atunci când s-a introdus în Constituție neutralitatea. Și vă zic cum. Noi i-am prins de mână și avem fapte concrete. Permanent Rusia a cumpărat deputații noștri prin rețele de spionaj cu sume mari de bani pentru a vota un vot sau altul. Și acest exemplu e 2014, 6 martie, atunci când Baclai și Burlacu au fost luați cu 250.000 pentru deputați ca să voteze ca în Crimea. Este un fapt întâmplat, eu am fost implicat parțial în aceasta, o știu în detaliu cum s-a întâmplat. Deci noi de mult vorbeam că deputații se vând Rusii și aici acționează spionajul rusesc. Deci sunt multe lucruri rele s-au întâmplat din cauza trădării naționale a cozelor de topor de la noi, nu? Cozelor de topor, nu care vorbesc limba rusă, dar care vorbesc aceeași limbă cu noi română și care strigau la mitinguri și la diferite proteste că ei sunt atât de pro-europeni, atât de pro-români, încurajau, nimerind în parlament, iată ne-au făcut. Nu vă duceți departe, uitați-vă ultimul interviu a pro-europeanului Năstase când se fofilează la televiziunea știu rusă. Unirea, și unirea cu România e rușine de cetățenia română. Știu. Și vorbim de deputații care au... Deci știu de asta și cu o declarat, am privit, am rămas uimit. Sunt vinovat că am îndemnat unioniștii să iasă la alegeri ca să echilibrăm, să nu permitem lui Ciobanu, lui socialistul, lui Putin aici să arăt chis mai mult, și în special în capitală, dar după victorie, iată, omul s-a pronunțat. Ce putem noi să facem? Eu am spus nu odată în emisiune. Așa că pericolul cozului nu odată am spus în emisiune. Nu lupt cu partidele
pro-europene, democrați pro-europene. Dar atunci când s-a comis așa o gafă, atât de gravă, nu pot să nu o menționez, să nu conștientizez când ne-a fost înfipt un cuțit în spate nouă unioniștilor care luptăm de atâția ani pentru unitatea națională românească, care e nevine de la bunul Dumnezeu, istoric nevine și nu este o crimă că noi luptăm pentru conștiința națională românească. Este firesc, sunteți de acord? Deci el ne înfipge un cuțit în spate. Nu ne-a fost odată o lovitură destul de dură. Și nu putem să nu luăm o atitudine foarte serioasă de acest de această bădărănie făcută. Eu o spun cum impostori. Este. Pe această notă luăm o nouă pauză și după revenim cu un cumva alt aspect al problemei. Discutăm tot despre NATO și Georgia, dar dintr-o perspectivă diferită. Rămâneți alături de noi, revenim imediat. Am revenit, domnilor și domnilor, și pentru ultima parte a emisiunii de astăzi. Spuneam că vom discuta un pic din altă perspectivă și vreau să discutăm un pic din perspectiva NATO. Până acum am discutat foarte mult despre cum s-au manifestat georgienii, am discutat un pic despre situația Republicii Moldova, a cetățenilor Republicii Moldova, a conducerii Republicii Moldova. Ce mă interesează este că de fiecare dată când discutăm despre problema sau despre posibilitatea aderării Republicii Moldova la NATO, se invocă problema raioanelor de est, așa zisă Transnistrie, că avem conflict înghețat, NATO nu acceptă țări care are conflict înghețat pe teritorie și mai departe. Georgia are două, Abhazia și Osetia de Sud. Noi avem doar unul. Georgia i s-a promis sau i s-a spus că va deveni partea NATO, iar noi ne tot împiedicăm de... Și Georgia va deveni partea NATO. Întrebarea mea este, de fapt, de ce NATO sau cum a ajuns NATO să își asume acest fapt, această decizie? Da, deși întrebarea de ce NATO și-a asumat? Iată, eu o reformulez întrebarea. Noi, guvernul de la Chișinău, de fiecare dată, în ultimii nu știu câți ani, de la conflict, de la război, s-a tot plâns pe arena internațională și la ONU, și la OSCE, și la toate instituțiile care au putere, și acolo tot există țările mari în frunte cu americanii care iau decizii. Ne-am plâns pe agresiunea rusească, pe armata de ocupație. Dar cineva și închipuie că noi putem cumva soluționa problema transnistreană fără implicarea actorilor mari, fără implicarea NATO sau a celor care sunt în NATO, pentru că cei mai puternici sau cei mai puternici economiști și cei mai puternici lideri mondiali sunt în NATO. Atunci, cum putem noi să soluționăm și cu Djibouti, cu America Centrală, cu Panama, Honduras și vreo trei state insulare pot să ne ajute pe noi? Sau tot aceștia care au fondat NATO ca un instrument de intervenție și de soluționare a conflictelor și înghețate și eventuale. Și atunci, dacă noi suntem conștienți că doar aceștia, prin intermediul instrumentelor create, legale, civilizate, pot interveni și noi de fiecare dată ne plângem și uitați-vă ultima rezoluție care are impact mare, tot au luat decizii cei mari care iau decizii pe pământul ăsta. Și atunci, întrebarea este firească. De ce se speculează că noi împreună sau cu partea ocupată de partea de ministru nu putem adera la NATO? Cum nu putem? Cine a spus că nu putem? Avem vreo confirmare cumva de la NATO, un scris conducere din cancelare cu ștampilă? Conducerea spune că nu putem. Dar în baza la ce? Atunci când mă ia de pe stradă cineva și îmi dă două la bot, îmi spune în baza articolului că ai încălcat ceva. Eu înțeleg, atunci mă duc să-l contez. Dar atunci când îmi spune că nu ne ia NATO, cine le-a spus? Nu cumva le-a spus Stoltenberg. Deci, Stoltenberg la georgieni le-a spus: veniți, vă așteptăm, aveți decizii, chiar dacă aveți probleme, le soluționăm împreună. Și eu sunt sigur că soluționarea problemei Transnistriei doar cu ajutorul NATO și a României. Și l-am ascultat președintele Băsescu, care este un om foarte documentat și informat. Să rezolvi problema. Veniți, reuniți-vă cu noi, reunim țara și problema se rezolvă de la sine. Deci, domnul Caraman, în comparație cu Gruzia, deci NATO a luat o poziție clară față de Gruzia, fiindcă Gruzia este clară. Simplu spus, este clar. Și noi deci, nu suntem. Poziția Gruziei este clară și majoritatea populației gruzine, noi am vorbit că și acolo se face propagandă, și acolo sunt elemente. Au probleme, da. Sunt probleme. Dar ei sunt minoritate. Este 80 la 20. Problema Republicii Moldova e puțin mai dificilă. Deci ce se întâmplă la noi? Noi suntem cam vreo 45 la 55.
E un procentaj foarte mare, când vreo 45 este poziția lui Dodon. Și 55 pe poziția pro-europeană. Nu e chiar atât de pesimistă situația. Noi vorbim de greșeli, dar noi avem mari realizări. Aici sunt forță, nu e chiar așa de boala din iarnă. Noi vorbim acum de greșeli și arătăm greșelile care trebuie corectate ca să ajungem în NATO. Dar boala nu e atât de... Și avem structuri bine educate și licee care bine educă și școli care... Dar vorbim de cele care au neajunsuri. Ca să fie clar. Mai departe. Deci... Eu cred că Chișinău trage motanul de coadă cu Transnistria. Dacă noi am luat o atitudine foarte serioasă, sunt ferm convins. În situația care ne aflăm acum geopolitică, politică internațională, nu numai regională, dar internațională, sunt toate condițiile create. Deci Chișinău poate rezolva problema Transnistriei în scurt timp. La răsărit. Avem un aliat din nădejde care la ziua de azi se numește Ucraina, care a primit o lecție, a luat-o bine la ceafă, au înțeles și nu mai strigă că în Republica Moldova sunt fasciști, cum ne făceau ei ani când ne luptam cu Transnistria. Au înțeles că Transnistria este un pericol deosebit serios și chiar și le-au săpat o tranșee antitank de vreo 400 de kilometri pe malul Nistrului. Deci este o garanție. A doilea garanție. Deci ne sunt țările Uniunii Europene. Păi de ce noi nu le punem interdicții? Stimați cetățenii Republicii Moldova Transnistrieni, noi vă permitem tot în cadrul constituțional al Republicii Moldova. Dacă nu vă încadrați în cadrul constituțional al Republicii Moldova, înseamnă că vi se întrezește orice relație financiară, economică cu alte țări. Se închide hotarul. Deci în Transnistria este o structură bandițească formată și statul Republica Moldova trebuie să aplice legile statului Republicii Moldova și nu mai mult. Și credeți-mă că nu rezistă mai mult de 3-4 luni de zile. S-au terminat toate. Deci trebuie o decizie politică serioasă a Chișinăului, dar nu tragerea de coadă. Iată, eu cum... Dumneavoastră deschideți o cutie a Pandorei, pentru că Chișinău tot timpul a avut interese economice foarte clare în această zonă neagră a Europei. S-au spălat bani. Nu Chișinău, dar persoane concrete, da, antinaționale, trădătoare, da, ei ne reprezintă care, raport cu... care pe diferite căi ajung la conducerea politică și susțin acest regim. Contractele energetice, noi le livrăm lor bani. Asta e cu totul altceva. Deci, iată, dacă noi ne interconectăm în scurt timp, și asta este așteptarea mea, la rețelele electrice românești, la gazul românesc, s-ar putea să nu le mai dăm bani transnistrienilor. Și transnistrienii undeva 70%. Când am vorbit Chișinău trage motanul de coadă, am avut în vedere o parte a politicienilor Republicii Moldova care nu vor să înțeleagă că trebuie să acționeze concret. Și problema este rezolvată. Și este simplu de a o rezolva azi, nu atât de compusă. Când avem atâția susținători în jur, când ne susține toată lumea. Deci este poate de rezolvat. Pe care pașnică? Nu trebuie să-i atacăm, să-i nimicim și să-i omărâm. A doilea variantă. Noi trebuie să facem foarte multe lucruri, să le arătăm că suntem buni și îi vrem înapoi. Și e rezolvat problema. Eu n-aș idealiza Ucraina. Eu am văzut ce a făcut recent Ucraina cu legea cu privire la limbile vorbite și am avut acum recent o întâlnire cu românii noștri din Ucraina. Care au primit o lovitură foarte dură de deznaționalizare. Și vreau să le amintesc celor care ne privesc că în Ucraina avem în jur de 400.000 din spusele celor care sunt acolo. 460.000 de români. Care nu mai au dreptul prin lege să aibă parte de educație în școli. Deci, teritorii... Și atunci noi să așteptăm să prindă ucrainienii. Deci și acest teritoriu, domnul Costiu, vă mai aduc aminte ceva. Și acest teritorii au fost coordonate ucrainii, rupte din trupul țării românești. Corect. Și că a donat Ucrainei de ruși. Ucraina deci, are interes, domnul Dar Ucraina acum are un interes. Are undeva un pericol, pot coincide interesele. Deci corect. Are un pericol față de Rusia și vrea să-și scoată dar pericolul din spate. Domnul Caraman, vin cu un argument. Dar noi nu avem un pericol față de Rusia. Stați. Noi nu avem deci, un pericol vin față cu un argument. De ce Ucraina acum este un aliat împotriva Transnistriei? Deci, în perioada noi s-au întâmplat niște lucruri Dumnezeu a ținut cu noi. Vine ministrul de interne Oleg Balan și vine ministrul apărării în momentul acela general Troienko. Doi bravi bărbați a neamului și bine pregătiți. Doi patrioți.
și s-au dat loviturile cuvenite și s-au neutralizat forțele. Ăștia, în parte, ce făceau manevre, nu numai aplicații militare, mutau forțele, încercau, deci se pregăteau să treacă partea asta, spui mâna puterii ca apoi să lovească Ucraina. Vreau să formez Republica Populară Basarabia, Republica Bugeac, Nova Rusia, noi am venit cu dezvăluiri serioase. 2014-2018. Deci, 4 ani de zile. Deci, nu s-a acționat în... Deci Ucraina cunoaște aceste lucruri, conștientizează și acum noi trebuie să folosim această situație când ăștia le-au pus veto. Și să punem și noi veto din partea aceasta. Când vorbiți și de atunci... veto, aici la Chișinău trebuie să deschidă gura și spună A, B, C. Veto presupune 1, 2, 3, 4. Un program concret. Și atunci societatea discută. Ia uitați-vă, deci, domnule, prim-ministru a ieșit și a spus clar. Deci cuprinde un program de acțiuni care trebuie întreprinsă împotriva acestor regimi. Dar eu n-am auzit nimic din partea oficialilor noștri. Păi eu vorbesc că ceva trebuie să facă. Uitați-vă, ultimele mișcări, ei l-au adus înapoi pe relația cu regiunea Transnistriană și Republica Moldova, pe atunci un oarecare coza, care știe foarte bine realitățile. Acest oarecare coza nu e chiar unul oarecare. Și vedeți că ei se pregătesc să atace din nou și să atace inteligent, pentru că ei tot timpul și-au permis lucrul ăsta, iar noi ne prefacem și ne fofilăm la Chișinău că luptăm cu regimul de la Tiraspol. Eu categoric am fost împotriva și asociația, toți membrii asociației, atunci când iată să le oferim numere, că ei să circule, să le permitem relații cu toate țările europene. Deci vreau să vă zic încă o nebunie. Chiar Uniunea Europeană îi susține. Cum îi susține? 85% din producția lor se exportează în Republica Moldova, România, țările. Financiare merg, deci, în Găgăuzi. Deci aceasta este o sursă de întreținere fără ca să ajute Moscova. Eu le-aș propune celor de la... Deci pe banii europeni ei se întrețin. Pe la... banii Republicii Moldova ei se întrețin. Iată, dacă guvernul nostru ar fi cu zâmbet pe față și ar spune că atunci când banii vin, și eu am urmărit foarte atent și am prieteni primari, eu m-am născut lângă Găgăuzia, lângă Ciocmaidan. Sadaclia. Și când văd primarii noștri ce spun, trezoreria noastră e la Comrat. Ai noștri primari, vorbitori de română, merg la Comrat și se umilesc. Și tot vă scazali Iani Panimaiu. Să duc cu trezoreria acolo. Și acum și spun că primarii din Găgăuzia au fonduri disponibile mai mari decât noi avem în închipuire. Și trei, mulți bani vin din comunitatea europeană. Iată, europenii când vin cu bani trebuie să spună, asta NATO vă dă. Asta NATO vă dă. Mai mult ca să aibă conștiința clară. Se investește și România, ascultați investește ce fac. Mai mult ca îi impun pe primari să aducă documentația în limba rusă. Și atunci ne vorbim de guvernarea de la Chișinău, că iată... Da, apropo de cei mai care... mult ca atât, dați mergem în Găgăuzia și să o vedem cum s-au înalbit, cum s-au reconstruit, cum se fac cele mai mari investiții acolo. Când ei nu varsă în bugetul, dați să facem o altă analiză, cât ei varsă în bugetul NATO, republican. NATO, deci, NATO, deși conștiința nu mai se... mult ca atât, vine ăsta ambasadorul Rusiei cu niște unelte de curățire a orașului, cu niște tehnică, de mâna a treia, nu de a doua, cu o vârstă de 8-10 ani de zile, fac un tantam, o nuntă atât de mare și îi prezintă ce au adus ei acolo și un jurnalist îi întreabă, doamna Vlah, dar cine v-a construit grădinița aceasta? Zarubejni investor nu spune că a construit grădinița România, le-a construit-o, le-a făcut acest cadou, care costă de sute de ori mai mult decât tehnica aceea rusească prezentată, cu fanfară, cu tot, și, și iată, Rusia ne ajută. Iată, iată unde sunt... Și explicația de ce nu avem 30% pro NATO. Aici e cheia nebuniei. Dar apropo de oameni din Republica Moldova care nu știu limba română, astăzi am trăit o experiență, am trăit, o rușine. Am asistat la o, eu zic experiență, deja dumneavoastră să o comentați după ce urmărim materialul. Vedem un scurt material, nu vreau să după care revenim. Situația e jenantă în al doilea oraș ca mărime din Republica Moldova. Primarul de Bălți a avut nevoie de traducător în timpul întâlnirii cu ambasadorul Japoniei în Republica Moldova. Edilul de Bălți s-a făcut de rușine în fața ambasadorului Japoniei, care a vorbit în limba română. În schimb, edilul și-a susținut discursul în limba rusă și a avut nevoie și de traducător pentru a înțelege mesajul oficialului nipon. Sosirea ambasadorului Japoniei în Bălți pare a fi o ocazie pentru localnici de a exerța puținele cuvinte cunoscute în japoneză, însă oficialul străin a vorbit în limba română mai bine decât mulți oameni ai locului. Este o mare, mare plăcere să vă vorbesc câteva cuvinte cu ocazia vizitei mele aici, la instituția preșcolară numărul 12
Luceafarul din municipalul Barți. Și sunt foarte bucuros că pot să vă bat pe voi copii dornici acumulați de cunoștințe. Da. Și întotdeauna cu copii, eu mă simt că este cu copii, este pentru viitor și pentru dezvoltare. Primarul de Bălți, Nicolae Grigorișin, i-a mulțumit ambasadorului Japoniei, Masanobu Yoshi, pentru vizita oficială și contribuția financiară în valoare de 84.000 de dolari americani în scopul dezvoltării infrastructurii și dotării cu echipament medical a instituției preșcolare numărul 12. Mesajul primarului a fost în limba rusă, moment în care șeful misiunii diplomatice japoneze a apelat la traducător pentru a-i se traduce în limba oficială de stat a Republicii Moldova. Sincer, zâmbesc și la propriu mă pufnește în râs, dar nu este deloc amuzantă situația. Domnul Costiuc, știu că nu doriți, dar cum comentăm situația? Aveți noroc că ați stâns televizorul, că vrem să arunc ceva în televizor. Nu, eu pur și simplu este, eu aici, fără, nu mă trebuie să audă pip, 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 dacă transmiteți ce a vorbit noi în pauză cu domnul colonel. E rușine națională, domnule. Da, și ce să vorbim? Ăștia sunt partenerii de protest, partenerii de politici al lui Năstasu, care vrea să ne ducă în Uniunea Europeană. Cum, domnule, să vină din alt capăt de glob un ambasador cu bani să-ți repare grădinițele, rușine națională, că noi nu avem grijă de generația tânără, să investim în ei, și vine omul și vorbește în română și tu jlobu, dobitocu și nu știu cum să-i mai spun, că îi spun în față când îl prind, unii îl prind să-l buchisesc, să vorbești prin translator. Și noi vorbim de NATO, vorbim de civilizație, vorbim de respect, de demnitate. Despre ce vorbim noi? Noi vorbim singuri cu noi, în cercul nostru. Asta trebuie plesnit peste moaca așa grasă, proastă. Deci, aici nici este, nu vreau, este, mai bine nu mă arătați. Este o scăpare politică foarte serioasă a conducerii statului Republica Moldova în toți aceștia 28 de ani. La 90 încoace să vorbim așa, dar dacă să vorbim la 89, la 31 august despre primirea limbii de stat ca limbă română și ea din start a fost primit ca română, pe urmă anulată, în declarația de independență. Ea este română? Păi, fraților, băi, dragi policieni, cu ce vă ocupați voi? Pentru ce am pierdut noi atâtea jertfi la Nistru și ne-am apărat? Pentru ce vă apărăm și luptăm în continuare și stăm pe poziții? Că ăsta să ne facă de râs și ne înjosească, să ne calce în picioare, să ne arăte, băi, voi nu sunteți nimeni la voi aici, pe teritoriul Republicii Moldova. Eu, rusul, aici sunt stăpân, mi-a spus. Și fac ce vreau. Deci cum poți să admiți la funcție de conducere o persoană care nu cunoaște limba poporului pe care vrea să-l conducă? Asta este o nebunie ieșită din comun. Ceea ce s-a întâmplat. El scrie, am un raport. Scuzați, vă rog, dar... Noi am avut un usată-i bandit care se ascunde plamosul și-a omorât oameni și l-am adus pe a doilea care ne lovește și ne sparge inima, ne străpunge. Unde vă uitați, domnul Filip și domnul Candu? Vă întreb, unde vă uitați? Cum îi permiteți? De ce nu-l învățați limba? De ce nu-i ceriți? Nu, el trebuie să este legea spune clar că el trebuie să cunoască. Cum el poate să întâlnească cu ambasadorul japonez? Una din cele mai importante. Și traduce și ne face de râs. Și ăsta vorbește o pură română venită aici, a învățat-o. El aici s-a născut. El ne calcă în picioare demnitatea noastră națională. Ne spune că noi suntem nimic. Deci mergi pe stradă și el spune răzgăvare, vai, în acela vecer cum i-a zis, nu s-a terminat. De când a venit Dodon la puchere, iar și i-a încurajat. Își bat joc de noi. Unde ești, Dodon? Ce promovezi? Dumneata, domnule președinte. Într-o zi spui că ești cu Rusia, dar când vezi că apare presiunea societății civile, vorbești nici cu ceia, nici cu ăștia. Păi apără-ți limba moldovnească, unde ți-i limba moldovnească? Că ea nu are nicio diferență cu cea română. Unde ți-i limba? Deputații ăștia tineri de la Partidul Socialist, care vorbiți limba română, sunteți băieți deștepți cu studii superioare, v-au călcat demnitatea voastră în picioare, v-au făcut din nimic. Unde vă uitați voi? Cum să nu ne revoltăm? Întrebare pentru ăștia care arată toată ziua la televiziune. La dragi cetățeni, stimați patrioți, la toți mă adresez, uitați-vă ce s-a întâmplat. După atâția ani, noi vorbim de independență, de succes uneori. De ce am vorbit, iată, de această carte, tradiții militare. Domnule colonel Carp, ești brava, eu am citit o parte.
Ți-am văzut discursul care l-ai prezentat azi la Muzeul Istoric a Ministerului de Intern, delegații din România. Deci așa trebuie să spunem educația. Eu sunt foarte bucuros că am un copil care a făcut academie și este un patriot. Și atunci când era în pericol țara, când era ministru Oleg Balan și ministru apărării, generalul Troienko, al întreb piciorul meu, voi sunteți gata să apărați, ce o să faceți? El mi-a răspuns clar, tată, stai pe cuptor acasă, noi am crescut, noi suntem altă generație și vom apăra. Da. Deci sunt oameni, avem instituții n-avem care își fac treaba unii și avem care nu își fac treaba. Și aici politicul este vinovat, conducătorii noștri politici. Ce ai făcut dumneata, domnul Ghimpu și domnul Filat, care stai la pușcării și ați venit pe valul românesc? De ce noi încă vorbim limba rusă? Ce ați făcut în că ați fost majoritar și ați avut puterea alianței atunci. Da. De ce noi n-am pus o educație națională? De ce ăștia își permit să vorbească în limba rusă cu traducători la noi acasă, în relații cu oficialii, străini? În condiția în care japoneză vorbește. Cum să nu te revolți? Japonezul trebuie să vorbească în japoneză, măcar pentru ciucea. Deci, cum să nu te revolți? Cum un alt manifestare Grigoraș, de respect. Un alt Grigoraș Petrenko merge la Consiliul de Ministri al Uniunii Europene și vorbește în limba rusă. Da, domnule, dar dumneavoastră vorbiți acum despre niște personaje care toată ziua le vedem la Jurnal TV. Eu vreau să întreb pe ăștia care fondatorii și marele patriot Val Butnaru, cum promovează astfel de valori? Usatăi Petrenko, care prin Skype vorbește din Germania și plânge cât de periculoși. Trăiește Uniunea Europeană. Petrenko în Germania, dar bârfiește Uniunea Europeană venind acasă și bârfiește NATO. Dar NATO nu cumva este parte componentă și una dintre cele mai importante componente ale NATO. Nu cumva sub umbrela NATO și tăie deci, acolo în Germania. Deci uitați-vă ce paradox. Locuiesc acolo. Unde-i formuzat acum cel care tot în Germania. Se află în Germania. Uitați-vă unde se află el acum. În Germania. Categoric împotriva Uniunii Europene, categoric împotriva NATO, dar el locuiește în NATO, locuiește în UE. Acolo nu e siguranță, acolo este... Deci... Ne întreabă cineva, domnul Caraman, ne întreabă cineva dintre telespectatori, ne urmăresc pe rețelele de socializare, de ce legea permite candidarea unuia care nu știe limba de stat? Păi indiferent eu am pus întrebare, l-am întrebat pe domnul, nu pot întreba, deci pe Candu și pe... Filip, domnul Filip, cum s-o admis? Legea, și domnul Candu, nebunia asta. Legea asta nebună, cu privire la, și care face trimitere la dreptul nostru constituțional de a candida și de a fi ales, iată, la capitolul primar, nu are nicio pretenție, nici ca și statut juridic, dacă ești judecat sau condamnat sau nu, nu cere nimeni dacă ai cazierul juridic, nu cere nimeni dacă ai studii superioare măcar. Eu am candidat. Nu m-a întrebat nimeni. Poate și cu nu trei cere clase. Asta, dar... Domnul colonel, eu am candidat acum la Chișinău. Nu solicită nimeni niciun fel de carnet. Păi ați îndeplinit ancheta și acolo scris. Că aveți studiectare... Acolo am scris că poți scrie, îți caligraf. Așa e în... Și nu scrie dacă tu te duci și cap să vorbești limba română. Nu te întreabă. Iată, asta e legea, asta e țara pe care noi o vrem în UE. Discuția a fost destul de aprinsă și tot... diferat, la un planat așa printre mai multe subiecte, dar timpul nostru din păcate se apropie de final. Vreau câte o concluzie din partea fiecare dintre dumneavoastră. Domnul Caraman, vă ofer cuvântul primul. După reportajul care ne l-ați prezentat și care în fapt noi deja am fost loviți și am avut o discuție și în cadrul asociației foarte dure la ceea ce ține de nebunia de la Bălț, la doilea, usată numărul 2. Este greu ca să concluzionez și să dai, să spui ceva ce trebuie de făcut. Eu am o singură cerință, ca domnul Filip și domnul Candu să intre să pătrundă în esență și să încerce să acționeze. Dacă vă declarați pro-europeni, pro-NATO, mergeți la NATO, mergeți la Washington, mergeți la Bruxelles, dragii mei, sunteți tineri, energici, aveți studii, ați studiat în România, în Europa. Hotărâți-vă odată și luați o atitudine serioasă vis-a-vis de valorile naționale. Dar limba vorbită în stat este valoarea cheie națională și sfântă pentru toți cetățenii, dar pentru cei care
vor să se angajeze în funcție de conducător fără cunoașterea limbii, nu poate fi admis. Întreprindeți ceva, faceți ceva, demonstrați că sunteți conducătorii statului. Și legislativ, și executiv. Și domnul Costiuc? N-am nicio așteptare nici de la Filip, nici de la Candu. Ei nu iau decizii în țara asta, acolo există un coordonator care ia decizii, așa că să fac apeluri publice la ei nu e niciun sens. Eu altceva vreau să vă transmit, dragi prieteni, cei care sunteți cu gândurile curate și cu inima deschisă, uitați-vă la cel pe care l-am ales și la Chișinău și la Bălți și uitați-vă la cei care vă vorbesc în toată ziua de la televiziunile de propagandă, care se declară de opoziție și cu cât tamtam s-au bucurat că la Bălți o câștigat a nostru, Natasha Morari and Company, Andrei Popov, a nostru câștigat la Bălți, a nostru. Și a nostru câștigat și la Chișinău, dar la Chișinău banditul ăsta nu le-a dat mandatul. Suntem într-un impas pe care încă mulți nu-l conștientizează. Cu regret suntem atacați și eu am fost atacat dur și în campanie și după campanie, că de ce, Doamne, l-am criticat pe Năstas și pe alții. Sunt impostori și unica noastră ieșire din tot ce v-am vorbit până acum este reunirea cu România. Da. Suntem peste noapte membri UE, suntem membri NATO și am rezolvat-o cu cozele noastre de topor pentru că totuși vom avea servicii inteligente care nu sunt la cheremul Rusiei și vom putea scăpa sau să ne debarasăm prin DNA și serviciile de drept românești de multe cozi de topor pe care le avem la Chișinău și pe care le aplaudați, dragi prieteni. Eu cu siguranță vă spun că astăzi la alte posturi trebuie să meargă dezbateri super inteligente cu reprezentanții serviciilor secrete rusești și lumea noastră bate din palme. E că ăștia sunt pro-europeni adevărați, dar ea ca Plahotniuc, el e banditul numărul 1. Bandiții care se fofilează acum nu sunt nici mai mult periculoși, nici mai puțin periculoși, sunt doar deghizați. Asta e unica mea concluzie pentru ziua de astăzi și cei ce am văzut mai bine nu ne arătați că am văzut-o pe internet, ne-a stricat dispoziția. Că am început-o cu georgieni, cu demnitate și cu decizia lor hotărâte și nu-i mai pot găsi cuvinte să mă exprim. Am terminat-o cu Grigorișe și nu știu cu cozi de topor. Ajungem la fraza cântată de bravii noștri patrioți. Demnitatea e pâinea învierii. Reîntregirea țării e salvarea noastră. Da, tocmai de asta. O seară frumoasă, tocmai, Doamne ajută pentru tocmai mintea mândoamnă. Tocmai de asta am urmărit pe final acest material, pentru că, cum ați și menționat, am început cu demnitatea georgiană și vreau să facem o demnitatea mică paralelă. Exact. Domnilor și domnilor, aceasta a fost discuția de astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Mâine seară vă aștept cu o nouă ediție. Zilnic să lucrăm pentru unire. Toate cele bune.